Binecuvântat să fie Domnul nostru Dumnezeu, care și în seara aceasta a rânduit pentru noi o seară de îndurare, o seară de har, de bucurie. Lăudat să fie Domnul! 1 Corinteni 4, capitolul 4, versetul 20 spune așa, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și sunt înaintea dumneavoastră în seara aceasta pentru că vreau să mărturisesc puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să fac un mic istoric la ceea ce am trecut cu familia. Știu că mulți știți, poate mulți nu știți anumite detalii. În scurt, vreau să mărturisesc și să povestesc prin ce ne-a trecut Dumnezeu și de unde ne-a scos și ne-a izbăvit. Pe 4 octombrie 2019, într-o sâmbătă dimineața, am luat copilașii, l-am luat și pe Ticu și am mers la St. Jacob, la Farmers Market. Noua, băiețelul nostru a rămas acasă, simțindu-se foarte obosit. Când am ajuns la Farmers Market, soția m-a sunat și mi-a spus, unde sunt cheile de la trac? Vreau să mă duc cu noua până la doctorul de familie. I-am spus unde sunt cheile și am zis, foarte bine, du-te. Și el, având probleme înainte cu astma, am zis, poate îi dă un puffer și a revenit. Nu ne-am gândit noi nici pe departe ce ne aștepta. A luat copilul, a mers, i-a făcut analize în mare și a spus, totul arată bine, doar se pare că unul din plămâni nu lucrează foarte bine. Aș sugera, nu-i nimic grav, dar sugera să mergi la un X-ray. Soția n-a așteptat, s-a dus chiar atunci la un X-ray, a venit acasă, copilul a continuat să se joace, să fie destul de normal, a zice noi, doar cătușa și era foarte obosit. Duminică dimineața, ca de obicei, ne-am trezit de dimineață și am început să ne pregătim pentru biserică. Era o zi în care era un botez în biserică la noi și ne grăbeam să ajungem la timp. Și tot zicând la copii, haideți mai repede. Noua a început să plângă și a zis, sunt foarte, foarte obosit. Ne-am uitat la el și ne-am dat seama că nu arată foarte bine. La care soția a zis, o să rămân acasă, să se odihnească, nu îi bine. Am zis, bine, o să iau copiii ceilalți și o să merg la biserică. Am venit la biserică și la ora 10... doctorul de familie a sunat pe soția și a spus, ce face noua? Și a zis, doarme. Și a zis, trezește-l, du-te cu el la spital, la urgențe, trebuie să-i facă un MRI. Soția a întrebat din start, dar ce este? Este cumva o tumoare? Este ceva probleme? Și a spus, nu, doar plămânul stâng e colapsat. Adică s-a închis, nu mai lucrează. Soția alertată m-a sunat, am vorbit cu cumnații, cu socrii, am lăsat copiii aici și am fugit acasă. L-am trezit pe noua și s-a trezit parcă niciodată, ca niciodată, un pic mai greu. Dar nu mi s-a părut nimic anormal. Am ajuns la spital. Copilul nu se plângea de dureri, n-avea febră, nu era absolut nimic. Doar că parcă din ce în ce respira tot mai greu. Ne-am înscris pe lista aceea de așteptare și ne-am uitat și am numărat câți sunt înaintea noastră. Erau 20 de persoane înaintea noastră. La care soția a zis, când o să ieși o asistentă, o să mă bag în față la toți și o să rog doar să iei oxigenul în sânge.
să-i pună aparatul acela pe deget, să-i citească oxigenul în sânge. Și așa a făcut. Când a ieșit, asistenta s-a dus la ea și i-a spus, te rog frumos, ia-i doar oxigenul. La care asistenta s-a uitat la el, i-a luat oxigenul, l-a prins pe copil în brațe și a zis, hai cu mine în spate. Soția atât a apucat să deschidă ușa și să strige, Ezechiel, ne duce în spate. Și a plecat. Până m-am întors să iau gecile și ce mai aveam noi acolo, nu i-am mai văzut. M-am dus la uși, ușile blocate, m-am dus repede la security, nu era nimeni acolo. Așa că am decis să intru prin cabinet pe la asistente și să mă duc în spate. Când am intrat în spate, a venit o asistentă înaintea mea, probabil m-a văzut pe față că eram disperat. Și a zis, ești tata la băiețelul de 7 ani? Și am zis, da. Și a zis, în camera 13. Am fugit repede acolo. Când am ajuns acolo, copilul era întins pe pat, cu monitoare la inimă, la plămâni, la rinichi, peste tot. O asistentă îi lua sânge din mâna dreaptă, alta a încercat să-i pună perfuzii în mâna stângă. M-am uitat la el și am zis, tati, ești ok? Și el a închis doar ochii și n-a spus nimic. A venit un doctor la început și a spus, nu știu ce să fac, n-am mai pățit asta niciodată. Am văzut oameni cu plămâni colaps, dar copil așa mic n-am văzut niciodată. Și era parcă disperat, n-avem aparatură, să-l trimitem la Hamilton, e prea departe, ce facem, ce facem, nu știm ce să facem. Și mă uitam și eu disperat, nu știam ce se întâmplă, ce să facem. Am ieșit afară din salon și am pus mâna pe telefon, am sunat la fratele Andrei, la Ticu și am spus, rugați-vă pentru nouă. Nădejdea noastră atunci a fost doar în Dumnezeu. Am închis telefonul, am venit înapoi în cameră și a venit alt doctor și a spus, vreau să-i mai fac un X-ray, vă rog să ieșiți din cameră. Am ieșit din cameră și am stat lângă ușă și ne-am uitat. Și când a apărut imaginea pe ecranul acela, doctorii și asistentele, toți au făcut, și-au pus mâna așa și s-au oprit. Deodată a început să iei toate aparaturile de pe el și asistentele, rând pe rând, a ieșit afară. Am intrat noi și a venit medicul acela și a spus, vreau doar să vă previn, nu sunt un specialist în aceasta, dar am făcut școala la Hamilton și am mai văzut lucruri din astea. Cred că copilul vostru are cancer. În momentul acela am simțit că se duce pământul de sub noi. Am sunat din nou pe fratele Andrei, pe Ticu și am zis, vă rog, rugați-vă și grăbiți-vă cât puteți de tare să ajungeți la spital. Vrea să ne trimiată la Hamilton, dar vreau înainte să ne ducă să faceți o rugăciune pentru el. A ajuns fratele Andrei cu Ticu, s-a rugat și nu la mult timp a ajuns cei de la Orange Ambulance, l-a preluat și l-a dus la spital în Hamilton. Pentru că nu era loc în ambulanță pentru prea mulți, a spus, tata, tu vii cu mașina, mama poate să vină cu ambulanța. Și am plecat. Am ținut cât am ținut aproape de ambulanță, dar după câteva semafoare, ei s-au dus, eu am rămas. M-am grăbit cât am putut. Când am ajuns la Hamilton, nu știam unde, am intrat în spital, întrebam în stânga, dreapta, unde să mă duc, unde să mă duc. La un moment dat, un medic a spus, du-te la etajul 3, în secția galbenă, la ICU.
Și am fugit repede acolo, am apăsat și am întrebat, este cumva noua hozană aici, a adus de la Kitchener? Și a spus, da, cine este? Zic, sunt tata lui, mi-a deschis ușa, a venit o asistentă repede și m-a dus în salon. Când am intrat în salon, erau 8 medici în jurul lui. Noua debea mai respira. Medicii să lupta, să-l țină cât de cât echilibru. Am mutat masca de oxigen de la una simplă la alta mai mare și după aceea am mutat masca la una ca a acoperat toată fața, strânsă bine pe cap, în așa tare o strâns că l-a rămas și în ziua de astăzi în care două semne aici în spate, în care nu-i mai crește părul. Așa de tare le-a strâns. Și cu oxigenul acela tare, trebuia respira. Medicii zicea, trebuie să-i facem un MRI din nou, trebuie să vedem exact ce se întâmplă. Și vestile au urmat și au continuat să fie din ce în ce parcă mai grele, mai triste pentru noi. A urmat o noapte în care, așa e protocol, doar un părinte poate să stea acolo. El a rămas sub supravegherea medicilor, 24 din 24. Era un medic care stătea afară din salon la un geam și privea tot timpul. Și a rămas Dana cu el acolo, mie mi-a dat un salon lângă să dorm. Dar n-am putut dormi. Era o ușă acolo care scârțâia, făcea gălăgie când o închidea și o deschidea. Și de câte ori s-auzeam ușa aia, săream, credeam că copilul meu zbiară și plânge. Pe la ora 5 dimineața m-am dus înapoi în salon. Pe la ora 6 și ceva a venit asistenta și ne-a spus, astăzi va trebui să-l băgăm în operație, trebuie să-i luăm un biopsy și trebuie să încercăm. Am uitat să vă spun, plămânii lui nu era colapsat. Plămânul lui stâng era plin de apă din cauza tumorii care o avea între plămân și inimă. Și plămânul drept era jumate plin cu apă. Medicii se mira cum i-au mai putut respira singur atâta timp. Și zice, va trebui să încercăm să scoatem din apa aia afară, că nu-i bun, el nu poate respira, se poate înneca așa în apa aceea. Și-a urmat în ziua aceea o operație de 4 ore, în care am stat, ne-am rugat, am plâns și am așteptat. La 4 ore ni s-a spus, l-am dus sus în salon pe altă parte, puteți merge sus în salon. Am fugit repede să intrăm în salon și nu ni s-a dat voie să intrăm. O zis medicii să lupte, să-l stabilizeze. E într-o stare foarte grea, nu puteți intra acum acolo. Ne-am dus la un geam de care puteam să vedem în salon și ne uitam cum 8 sau 9 medici, nu știu exact câți erau, se luptau pur și simplu să-l țină în viață. Și ca părinți nu puteam decât să plângem și să privim. A urmat 2 luni în care am stat continuu în spital, în care copilul n-a mai mâncat. A trebuit să-i bage un tub pe nas, să poate să-i dea mâncare din când în când. Copilul s-a speriat și a început să se închidă în el, n-a mai vorbit. Din cauza medicamentelor care îi dădea, mușchii lui a slăbit așa de tare că n-a mai putut umbla. Și mă uitam la el cum zi pe zi era tot mai slab, tot mai palid și parcă în fiecare zi ni se părea că nu știm dacă mai ajunge ziua de mâine. Și-au urmat lunile acestea 2 grele în care dureri, plâns, zbierături,
afirmații ca spune la frați să se roage, să mă vindece Domnul odată, să scăp de aici. Întrebări ca și, tati, de ce nu pot să fiu și eu un copil normal? De ce eu trebuie să trec prin atâtea necazuri? Tati, când era în durerile cele mai mari, striga, tati, te rog, roagă-te pentru mine. Și mă rugam, plângând, dar cu credință că Dumnezeu poate să asculte. După 2 luni de zile, medicii a venit la noi și a spus, lucrurile nu arată foarte bine. Câți copii aveți acasă? I-am povestit că mai aveam, încă, aveam atunci încă 5 copii. A spus, probabil o să începem să vă trimitem o zi acasă, săptămâna viitoare 2 și tot așa. Dacă el nu o să înceapă să lupte pentru viața lui, noi nu avem nicio șansă. Și la 2 luni de zile a fost prima zi când am venit pentru 4 ore, am venit acasă. Dar tot așa a fost. Vremuri grele, lucruri care te speriai, te uita la el, treia să meargă la baie, treia să-l duc în brațe, orice mânca, pe orice punea gura, vomita afară. Dormea pe noapte poate 15-20 de minute și nu mai dormea toată ziua. Făceam curândul cu soția și a fost niște vremuri în care eram și epuizați și greu încercați, dar aveam încă nădejde în Dumnezeu. Vreau să vă spun că în toată vremea aceasta ne rugam și eu și soția și îndemnam și pe copii să nu cumva, să-L chestionăm pe Dumnezeu, de ce? Ci să-L lăudăm pe Dumnezeu. Am venit acasă în sfârșit și a urmat încă 2 luni foarte grele. Mi-aduc aminte de o seară, era marți seara, și el parcă se simțea mai bine. Și am spus la soție, mă duc la rugăciune, mă duc la rugăciune. Și a zis, du-te la rugăciune. Am stat la rugăciune, s-o găta rugăciune, a venit fratele Andrei. Mi-aduc aminte că era la ușă fratele Andrei, fratele Dani și Amos. Și m-a întrebat, cum e nouă? Și a zis, măi, astăzi parcă a fost mai bine. Și-a zis, slăvit să fie Domnul. Am plecat, am intrat în mașină și cum am urcat în mașină, a sunat telefonul. Și a spus soția, te rog frumos, cheamă pe fratele Andrei și pe slujitor să se roage, cred că noua se duce. Am sunat, n-am mai venit înapoi, am sunat doar la frați. Am zis, vă rog, veniți cât puteți de repede. Cred că fratele Andrei și frații își aduc aminte de seara aceea când am ajuns acasă, el era întins pe sofă, era alb complet, cu ochii băgați în cap și respira destul de greu. Ne-am rugat pentru el, frații și-a pus mâinile și Dumnezeu a dus încă o zi de izbăvire. Urmat alte nopți, alte dăți, când frații slujitori a venit și s-a rugat pentru el. Știu că am mai mărturisit aceasta, dar vreau să mărturisesc din nou pentru că vreau să vedeți puterea lui Dumnezeu. Într-o seară târzie, iarăși, i-a fost foarte greu și dureri foarte mari. Striga așa de tare că mi-era frică că se sperie copiii ceilalți. Și am strigat și am chemat pe frați să se roage iarăși pentru el. S-au rugat frații și s-a liniștit un pic. După ce a plecat frații, parcă iarăși a început să strige, să se vaiete, că-l doare, că-l doare, nu mai știe ce să facă. Îi dădeam morfin și nu se făcea nicio diferență. Și atunci m-am pus pe pat lângă el și am început să cânt cântarea
nu păstorul, învățătorul, ci chiar eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. I-a spus câteva cuvinte, am cântat din nou cântarea cu el și am spus, Noa, tu trebuie să strici la Dumnezeu, Dumnezeu te poate asculta, Dumnezeu are putere să-ți aline durerea. Am făcut lucrul acesta, l-am pus să repete după mine câteva cuvinte simple. Doamne, Tu mă vezi în ce situație sunt, Te rog, dă-mi alinare, îndură-Te de mine. Cuvinte foarte simple. Și era tura soției să doarmă noaptea aceea cu el. Eu am mers la culcare, soția a rămas cu el. În cele 10-15 minute cât a dormit, s-a trezit și a zis, Mami, am avut un vis. Și el a întrebat, te rog să-mi-l spui, ce-a fost? No, te rog să-mi-l spui. Și el a spus, am visat că vin Domnul Iisus la mine. Și mi-a spus, te doare tare? Și a spus, da. Și a spus, de astăzi nu o să te mai doară. Stai liniștit, de astăzi nu o să te mai doară. Fraților, vreau să vă mărturisesc că din ziua aceea, Noa, am mai avut dureri, dar nu ca cele dinainte. Nu dureri în care nu mai știai ce să faci cu morfină, cu Tylenol, cu tot ce puteam și știam noi. Nu alina nimic. A fost lucruri când am trecut prin mai multe, tratamentul fiind greu, fiind la spital de 4 ori pe săptămână, de la ora 7 dimineața până la 2, 3, câteodată 4, 5, pentru chimioterapie, în fiecare marță îl punea, la dormea și făcea chimioterapie în firea spinării. Dar Dumnezeu a fost de partea noastră. Și sunt înaintea dumneavoastră să vă spun că Dumnezeu ascultă rugăciunea și ascultă rugăciunea bisericii și rugăciunea dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc din inimă. Am văzut dragostea lui Dumnezeu manifestată prin dumneavoastră în dreptul nostru. Vreau să mulțumesc slujitorilor. În orice oră am sunat, s-au rugat, de multe ori m-au uimit. Mi-aduc aminte că era ora 11, 12 noaptea, era acea conferință a tinerilor în biserică. Și după conferință, la 11 seara, mă suna fratele Andrei, suntem pe drum, vrem să venim până la tine. Frate Andrei, acele lucruri ne-au întărit foarte mult și vrem să vă mulțumim în numele Domnului Iisus. Și am văzut dragostea multor frați, multor surori, care fiecare din dumneavoastră v-ați purtat cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu față de noi. Și vrem să vă mulțumim pentru aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum vreau să vă spun o veste bună. Am citit din Corinteni, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Puterea lui Dumnezeu este mare. Luna trecută, pe 24 ianuarie, Noa a avut ultimul tratament de chimioterapie și lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Frate Andrei, vă rugăm în numele Domnului Iisus să-L mutați pe Noa la lista de mulțumiri, că Dumnezeu a lucrat în dreptul lui. Vreau să mulțumesc în mod deosebit la Ticu, la fratele Hozan, care, dacă cumva în toți acești ani
din 2019 până acum, dacă cumva n-am sunat El, a sunat El, unde ești, cum e noua? Și în fiecare dată a făcut o rugăciune, mi-a spus un cuvânt de încurajare și am simțit în El atâta sprijin și ajutor, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Și toți frații care v-ați rugat pentru noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Suntem bucuroși că în dreptul familiei noastre Dumnezeu a adus această izbăvire. Bineînțeles, urmează, așa cum toată lumea știe, o perioadă de analize mai profunde, o perioadă lungă de analize în care se urmărește nu cumva să se întoarcă înapoi. Dar suntem încrezători și vrem să lăudăm de pe Domnul și zicem, până aici Dumnezeu a fost de partea noastră, slăvit să fie El. Vreau spre slava lui Dumnezeu să lăudăm, să laud pe Dumnezeu împreună cu soția o cântare care pe noi ne-a întărit foarte mult în vremea aceasta și vreau să am dat-o la frați să o pună, să cântăm împreună și zic ca Dumnezeu să facă pentru fiecare ca nădejdea aceasta, care nu este o nădejde oarecare, ci este o nădejde vie, Dumnezeul nostru este viu și lucrător. Și chiar dacă trecem prin necazuri, într-o zi vom fi cu El, vom uita de toate lucrurile acestea care acum ni se par grele și vom fi o veșnicie în bucurie cu El, slăvit să fie El. Domnului tuturor, suntem familia Hozan Ezechiel și Daniela împreună cu copiii noștri și am vrea să vă mulțumim tuturor pentru cei care v-ați rugat pentru noua, pentru că Dumnezeu a lucrat minunat în dreptul lui și cu ajutorul Domnului tratamentul de chimio a sfârșit, noua se simte bine și lăudăm pe Domnul. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvinteze pe toți. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Amin.